Sunt Camelia Stavarache, sunt psiholog, psihoterapeut și mă ocup cu organizarea unor cursuri online pentru cei care nu sunt psihologi, dar vor să devină terapeuți. Practic este un curs pentru consilieri de dezvoltare personală, așa se numește, și care chiar se bucură de foarte mult succes în prezent. Inițial am făcut acest curs de consilier pentru dezvoltare personală dintr-un alt motiv. Eu sunt și președintele unei asociații care formează psihoterapeuți, deci sunt psihologii care vor să devină psihoterapeuți. Și la un moment dat am vrut să le ofer și această diplomă psihoterapeuților. Au început să se adune destul de mulți oameni, așa că anul trecut am ajuns cam la 168 de persoane care au făcut acest curs. Am început undeva de la 600 de lei, am ajuns la 1700 de lei, deci este o diferență substanțială și desigur că nu se compară rezultatele inițiale cu cele finale. Cursul aduce foarte mulți bani, e adevărat că investesc și foarte multă muncă în el. Este foarte valoros și nu vreau să înțelegeți că o spun eu asta. Sunt cei care au făcut cursul și care îmi descriu de toate schimbările pe care le-au obținut, atât în plan personal, cât și ca idee că și-au găsit un nou scop în viață. Cred că zona în care am obținut cea mai mare valoare a fost aceea a independenței. Efectiv, sunt mai independentă din punct de vedere al creierii și organizării unui curs. Înainte de a învăța eu însămi cum să fac bine niște lucruri, eram în situația nefericită de a avea produse bune, dar pe care nu știam cum să le promovez. Cred că acum, în perioada aceasta a ultimilor 2 ani, un tren important a fost cel al cursurilor online. De data aceasta am fost decisă să nu mai pierd acest tren, pentru că acea greșeală de a mă baza doar pe calitatea formării, pe calitatea cursului, m-a costat foarte mult. La noi, la asociație, veneau, cum să vă spun, cei mai exigenți psihologi care făcuseră analize comparative și care îmi spuneau, dar de tine n-am auzit. Dacă știam de la început, nu mai pierdeam atâta timp, sau erau unii care încercau să vină la noi după ce au fost în altă parte un an și nu era ok. Și ne izbeam de această problemă a lipsei de vizibilitate. De dorul și de pera, cred că am auzit pe Facebook, m-am înscris la un webinar gratuit cu ei și pur și simplu mi-a plăcut foarte mult webinarul, pentru că răspundea acelei nevoi pe care o aveam eu în acel moment, adică vroiam să îmi capăt acea independență, să nu mai depind de aceste pseudofirme care oferă servicii de doi bani în această zonă. Așa că, participând la acel webinar și văzând metoda lor foarte clar prezentată, mi-am spus că vreau să învăț și eu acest lucru. Modul de lucru cu dorul și pera a avut multe lucruri interesante. În primul rând, mi-a plăcut această structurare pe module, pe videouri scurte. Erau foarte clar prezentate metodele, tehnicile ca să poți să le înveți. A fost antrenant, incitant, a trebuit să investim un timp prețios în fiecare săptămână. De la A la Z, să spunem că a fost un proces care mi-a plăcut foarte mult. În ceea ce privește aha-urile pe care le-am avut la acest curs, cred că cel mai important a fost sentimentul de încredere pe care l-am câștigat, văzând că pot să fac niște lucruri foarte tehnice la care nu mă gândisem înainte, cum ar fi un landing page.
aha-ul principal, dacă stau bine să mă gândesc, este acela că am descoperit că îmi place această zonă. În ceea ce privește antitalentul, să-l numim așa, al unora la tot ceea ce înseamnă tehnică, tehnici, lucru cu aplicații și așa mai departe, eu aș spune că până la un anumit punct nu contează, pentru că nici eu nu eram vreun geniu în această zonă. Cred că dacă ești inteligent, adică măcar o inteligență medie, aș zice eu, dacă ești motivat, adică știi foarte bine de ce îți dorești să înveți lucrurile astea, cred că vei reuși să înveți. Nu cred că va fi o problemă, pentru că pașii sunt destul de simpli, sunt bine gradați ca și efort, ca și intensitate, ca să poți să te încadrezi în timpul alocat. Există grup de sprijin, deci cred eu că sunt multe lucruri care te ajută. Cred că am avut motivația necesară, chiar îmi doream să nu mai arunc banii și să nu știu să evaluez ce fac acele firme pentru banii pe care eu îi plăteam. Eram motivată și de ceea ce fac, pentru că eu cred că împreună cu echipa pe care o conduc în asociație facem lucruri bune, lucruri de calitate, și am dorit ca aceste lucruri frumoase să ajungă la oamenii potriviți pentru noi. Eu cred că trebuie să existe o potrivire aici, adică clientul să se potrivească cu cel care face acel curs, și cred că elementul comun care ne unește este pasiunea. Și nouă ne place să facem cu pasiune aceste cursuri, iar ei, clienții, trebuie să își dorească să facă ceva de calitate și să pună suflet. Dacă cineva vrea să se apuce să facă un astfel de curs, cred că ar trebui în primul rând să aibă foarte bine definite obiectivele sale, ce își dorește el să obțină cu acest curs. Cu cât lucrurile sunt mai clare, cu atât îi va fi mai ușor. Poate nu are un curs pe care deja l-a făcut înainte, cum era cazul meu, dar are un hobby, îi place să picteze, îi place să facă fotografii, să facă filmulețe, video, să țină tot felul de cursuri. Și dacă răspunde la următoarea întrebare, care ar fi acel obiectiv pe care, dacă ți l-ai îndeplinit, ți-ar aduce un wow în viața ta? Și răspunsul este: aș vrea să îmi transform hobby-ul, pasiunea, într-o profesie. Atunci cred că îi se va potrivi ca o mănușă un astfel de curs. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut până acum, dacă te-au inspirat rezultatele celor pe care ai văzut în aceste materiale și te gândi că și tu poți face o afacere online din pasiunea sau expertiza ta, să știi că ești mult mai aproape decât crezi. Te invităm să dai click pe linkul de sub acest video chiar acum și să-ți programezi o întâlnire de consiliere 1-1 cu un membru din echipa noastră, cu un reprezentant Hobby to Profit. Acesta te va ajuta și îți va explica dacă acest model de afacere ți se potrivește și, de asemenea, vei afla primii pași ca să poți să începi și tu chiar acum acest business. Să știi că locurile sunt limitate în funcție de disponibilitatea noastră. Dacă ești serios și motivat, dă click chiar acum și programează-te.